Fratele Vasile Talpo s-a născut la 23 iulie anul 1942 în comuna Bocșa, în județul Sălaj, în familia lui Florian și Domnița, o familie cu șapte copii, șase fii și o fică, el fiind al cincilea copil, alături de Ioan, Gavril, Maria, Gheorghe, Petru și Grigore. Urmează școala elementară în statul natal, apoi școala de meserie și liceul la Cluj. În aceeași perioadă, la vârsta de 18 ani, îl mărturisește ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos în apa botezului, în Biserica Baptistă Mănăștur. În 1972 se căstorește cu Lidia Suciu, iar Dumnezeu îi binecuvintează cu trei copii. Cristian căsătorit cu Simona și nepoții Cristian, Caleb și Isaac, Cristina căsătorită cu Samuel Bâlc și nepoții Daniel și Emanuel și Emma, căsătorită cu Sorin și nepoata Ecaterina. Fratele Vasile Talpoș a studiat teologia la Seminarul Teologic Baptist din București în perioada 1965-1969 și apoi a obținut licența în teologie la Institutul Teologic Protestant din Cluj între anii 1975-1979. Și a continuat studiile în teologia Vechiului Testament și Evanghelist Biblic la Southern Baptist Theological Seminary din Statele Unite unde a obținut titlul de doctor în teologie între anii 1980-1983. A început cariera didactic, didactică în 1984 la seminarul Toge Baptist din București, unde a funcționat ca director în perioada 1987-1989, iar din 1990 până în 2011 a fost rector al Institutului Toge Baptist din București. Fratele Vasile Talpoș a avut o contribuție semnificativă la înființarea Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București, unde a ocupat funcția de decan în perioada 1991 până în anul 2000. În calitate de profesor universitar, a obținut dreptul de conducător de doctorate începând cu anul 2000. În ce privește slujirea pastorală, fratele Vasile Talpur a slujit ca pastor în mai multe biserici de-a lungul anilor în Biserica Creștină Baptistă numărul 3 din Cluj, între anii 1969-1974, în Biserica Creștină Baptistă din Turda, între 1974 și 1980, iar în perioada 1987 și 2014, ca păstor în Biserica Baptistă în Nădejdea din București. În cadrul Uniunii Bisericii Creștine Baptiste din România, a slujit ca vicepreședinte al Comunității Baptiste din Cluj, între 1983 și 1984, ca secretar general al Uniunii între 1984 și 1988. De asemenea, a slujit și în cadrul Federației Baptiste Europene ca membru în Comitetul Executiv în perioada 1985-1991, apoi ca vicepreședinte între 1985-1987 și președinte al Federației Baptiste Europene în perioada 1987-1989. Începând cu anul 2011 s-a pensionat din funcție de conducere, dar de și-a continuat activitatea didactică în calitate de profesor și conducător de doctorate. În ultimii nouă ani de zile s-a retras împreună cu sora Lidia la Sibiu, unde a activat ca membru în Biserica Betania. Ultimul an din viață a dus cu sine încercarea bolii. Cu toate acestea, cu crucea în spate, cum obișnuia el să spună, a continuat să susține rugăciune slujirea și slujitorii pe care i-a cunoscut. În data de 24 octombrie 2021, Dumnezeu a hotărât să-L cheme acasă prin tot ce a făcut fratele Talpoș, a avut impact în multe generații de slujitori ai Evangheliei, iar prin plecarea sa în veșnicie, a predat ștafeta slujirii, celor în care s-a investit atât de mult.